Elevii noștri nu mai vor la școlile profesionale sau la clasele de dual. Chiar dacă nu au susținut evaluarea națională sau nu au reușit să iau o medie de trecere, aceștia preferă să rămână acasă decât să meargă la profesională. După prima etapă de înscriere la școlile profesionale au rămas foarte multe locuri neocupate. În prima etapă au fost puse la dispoziția elevilor 700 de locuri învățământ profesional atât de stat cât și dual și s-au ocupat 381. Mai avem libere per total pentru a doua etapă de înscriere 319 locuri. La situația, la învățământul dual, este următoarea. La Colegiul Tehnic Alexe Marin au fost înscriși 19 elevi pe 28 de locuri, deci mai sunt 9 locuri libere, iar la Colegiul Tehnic Metalurgic sau au fost înscriși 49 de elevi, mai având libere 35 de locuri. În perioada următoare vor începe înscrierile pentru învățământul dual. Sunt așteptați candidați la clasele de dual de la Metalurgic și Alexe Marin, dar și la clasele de profesional. Calendarul pentru acea a doua etapă de înscriere începe pe data de 31 august și se finalizează pe data de 7 septembrie, urmând etapele exact aceleași etape din prima etapă de înscriere. Elevii care optează pentru învățământul dual vor beneficia de bursă de la stat de 200 de lei și de încă o bursă din partea partenerului economic, care trebuie să fie egală cu cea de la învățământul de stat, la care se adaugă și alte beneficii, cum ar fi și posibilitatea achitării cheltuielilor de masă și cazare. Potrivit metodologiei de admitere, agentul economic poate solicita testarea candidaților pentru a li se cunoaște nivelul de pregătire. Testarea se poate aplica indiferent de numărul de candidați.